Weekendul acesta a fost maratonul concertelor de Crăciun cu Ștefan Bănică Junior patru zile la rând, de joi până duminică. Artistul a făcut show și a avut sala Palatului Arhiplină, de fiecare dată. Sunt 20 de ani de când susține aceste spectacole tradiționale, dar a găsit în fiecare an o nouă rețetă, astfel încât publicul să aibă mereu ceva nou. Seria de spectacole din 2023 a fost cu accent pe familie, căci actorul și cântărețul i-a avut alături de el pe scenă și pe soția sa, Lavinia, dar și pe copiii cei mari, Radu Ștefan în vârstă de 21 de ani și Violeta în vârstă de 16 ani. În momentul în care și-a prezentat fica pe scenă, artistul a spus, citez, este prima oară când ea cântă în fața unui public. Dacă nici eu nu știu să vă fac surprize, o lumină pe ea, să o vedem. Așa a intrat Violeta pe scena de la sala Palatului. Ești superbă, a exclamat tatăl.